Bună tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de podcasturi Critic Arad. Ne aflăm aici în studio, alături de niște invitați mai speciali. Ne aflăm aici alături de Lucius Claudius. Valo Cristian, bună ziua, salutare tuturor. Și de Gerula. Bună seara, bună ziua. Îmi pare bine că suntem împreună. Numele meu este Sorin Cosma. Și am înființat în 2017 Asociația Culturală Tomis, filiala arădeană, și de atunci întruchipez unul din generalii lui Decebal, Gerula. Deci, practic, încă din 2017 voi vă ocupați cu reconstituirea perioadelor istorice? De fapt, din 2014 fac eu. Din 2014. Doar filiala Arad este din 2017. Și cum ai început? Am aplicat printr-un e-mail către o altă asociație care nu mi-au răspuns. Și mergând la mare, la Constanța, am văzut o trupă de băieți care făceau reconstituire istorică în Parcul Tăbăcăriei din Constanța. Am intrat în legătură cu ei, i-am împrietenit și așa am ajuns în asociația lor, în Constanța. Pe urmă, președintele de acolo, Radu Covaliu, suntem prieteni foarte buni, au zis, hai fă și în vestul țării, hai fă, că nu există nimic în vestul țării. Și am fost reticent pentru că Radu, îl știți cum e, e mai reticent la așa ceva. Și atunci am încercat și m-am ales cu o grămadă de prieteni, care am început să facem prima dată pe antic, deci pe daci, romani. Pe urmă am început primul război mondial. Am participat la festivaluri în toată țara și la Cluj, la Iași, la Sibiu, la Brașov, la Târgu Jiu, la București, la Constanța, la Brăila. Și datorită echipamentelor și seriozității, am fost invitat și peste hotare. Deci am fost la Carnuntum, lângă Viena, am fost într-un sit istoric în Slovacia, nu spune să-i spun numele că nu știu, nu, ceva nici. A fost un sit deosebit din epoca bronzului, am fost primiți extraordinar și a fost ceva de neuitat acel festival, eveniment în Slovacia, a fost foarte frumos. Am avut ocazia să cunoaștem oameni noi, alte stiluri de reconstituiri de echipamente și am avut posibilitatea să facem cunoștință cu arheologii, acolo fiind un parc arheologic din epoca bronzului. Am făcut o grămadă de fotografii și o să ne-a invitat și pentru ediția următoare din anul viitor, unde organizatorii au fost foarte încântați de activitatea noastră și își doresc să facă ceva mult mai amplu pe anul viitor. Haideți, am fost invitați totuși și la Marcianopolis în Bulgaria, unde mergem an de an. Lămuriți-ne și pe noi, ce înseamnă acea reconstituire istorică? Ce cuprinde? Deci o reconstituire istorică înseamnă reconstituirea unei bătălii care a existat la vremea respectivă, cu deznodământul respectiv, adică au murit romani, au murit daci, au murit barbari. Bineînțeles că nu vrem violență, dar așa au fost vremurile. Și atunci reconstituim, bineînțeles că suntem prieteni, nu ne omorâm. Da, e practic o punere în scenă. O punere în scenă, da. Și în general, toate bătăliile au un scenariu dinainte. Pentru asta facem antrenamente, folosim săbii care nu sunt ascuțite, pentru că și așa există riscul să te mai accidentezi. Bineînțeles că încercăm pe cât posibil să nu,
Dar datorită antrenamentelor, facem des antrenamente, atunci nu. Ne cunoaștem deja între noi și ne cunoaștem chiar cu parteneri din țară. Eu v-am întâlnit pe voi prima dată la festivalul lui Pavel Milovan, Vestul întâlnește Estul. Și am văzut acolo că voi nu doar că ați reconstituit întreaga bătălie, ci tabăra în sine. Da, deci noi vrem să arătăm publicului, în general, ținta noastră este copiii, pentru că nu prea învață istorie la școală. Deci au un manual două pagini sau trei despre istorie. Și atunci altfel o învață în momentul când vede. Vede roata olarului, exact. Vede forja, vede exact. Cesetoria, vede... Când participă la atelierile trage cu arcul, vine și trage cu arcul. Deci e altfel înțelege copilul despre ce e vorba. Și atunci asta e ținta noastră, pentru că oamenii maturi, ei știu istoria care au învățat-o la școală și cu asta se mulțumesc. Nu e așa. Nu e așa. Deci istoria față ce am învățat-o noi la școală și acum o studiem din diferite, având internet și având alte posibilități de informare, e altfel decât o știm noi din școală. Dar ce s-a schimbat? S-au adăugat multe. Nu s-a schimbat nimic. S-au adăugat multe. Există un curent dacist care multe lume ne confundă cu ei. Nu, noi facem istorie după izvoare. Izvoare scrise și nescrise. Nu facem cu dacii care au ajuns pe lună și minuni de astea. Nu. Deci noi chiar istoria facem. Aducem istoria în fața oamenilor. Ce să spun? Pe primul război mondial, de exemplu, la Podul Jiu, avem bătălia de la Podul Jiu, în care o mână de rezerviști, inclusiv poliția locală, care era un jandarm, de fapt, un jandarm de stradă, care el descoperă că vine trupele nemțești, descoperă trupele nemțești, alertează populația, inclusiv populația civilă. Pun mâna pe arme și la Podul Jiu îi opresc pe nemți. Nemții credeau că au nu știu ce trupe de elită în față, dar nu. Și aia se face an de an la Târgu Jiu. Reconstituirea bătăliei de la Podul Jiu. Și ce alte reconstituiri ați mai făcut? Mai interesant, așa. Am mai făcut reconstituiri pe perioada târzie a Imperiului Roman, secolul 3 era noastră, și era bătălia de la Marcianopolis și de la Adrianopole. Acolo a fost dintre goți și romani târzii. Bineînțeles că echipamentele diferă, nu mai sunt aceleași echipamente care și le-au... Și echipamentele romane diferă. Da, Imperiul Roman nu mai deținea asemenea echipamente cum vedeți la mine. Deja e decăderea Imperiului. Și am reușit să reconstituim aproape an de an cu succes acele bătălii și să arătăm publicului cum a decăzut Imperiul și armele care le-au beneficiat armata romană din perioada respectivă. Bineînțeles, plus accesiunea barbarilor, a goților care erau la apogeu și dețineau puterea supremă în perioada respectivă. La Marcianopolis, în Bulgaria, s-au mai făcut reconstituire tot pe romani târzii. Am făcut normal și pe perioada imperială, a Imperiului Roman, de dinainte, și am făcut pe roman târzii tot bătălia de la Marcianopolis, care este deosebită din toate punctele de vedere, și cu ritual de, și erau ritualuri de plângere de a celor defunți. Au fost revolte împotriva guvernatorului Lupicinus. Și ulterior, prin această revoltă, este faza premergătoare a bătăliei mari, cunoscute de la Adrianopole. În cadrul revoltelor, de exemplu, ce s-a întâmplat în echipa voastră? În cadrul
Aș vrea să zic, cum ați reușit să puneți în scenă revoltele respective? Ce ați revoltele făcut? Respective au fost studiate pe larg de către noi și la început am pornit chiar cu stângul, pentru că exact nu știam unde să stăm fiecare, ce trebuie făcut, dar după ce am văzut, am consultat mai atenți izvoarele și la modul serios ne-am pregătit, necesită multă pregătire, ai nevoie de logistică foarte multă, de exemplu în bătălia de la Adrianopol este nevoie de cavalerie, este nevoie de care de luptă, de tabără, tabără cu corturi și trebuie și o casă unde moare împăratul roman dând foc la casă, unde se incendiază. Goții îl prind în casă și dau foc. Și noi am reconstituit, casa era din trei laturi și am dat foc, bineînțeles că împăratul a fugit prin spate, să nu se vadă. Pentru că nu puteam să-i dăm foc, că e totuși prietenul nostru. A fost reconstituirea, pentru că trebuia să dăm foc și respectivul să iasă din casă. Uh-huh. Așa a fost în real, așa s-a întâmplat real, împăratul decedând în urma incendierii acelei căsuțe. Bătălia e groaznică, e foarte greu, e una din cele mai grele bătălii de reconstituit. Foarte grea. Bătălia implică cavalerie, implică coordonare perfectă, implică multe zile de antrenament pentru asemenea lucru. De aceea este foarte râvnită de multe televiziuni, mulți vin să vadă, publicul este foarte, foarte numeros, efectiv face deliciu oricărui festival mare. Cavaleria întotdeauna face deliciu publicului. De exemplu, anul trecut la festivalul de la Brăila, Vladislav I, am avut o răstignire, de fapt două răstigniri, unde romanii au prins niște daci și i-au pus pe cruce, efectiv. Bineînțeles, nu le-au bătut cu ele în palmă, ci i-am legat de cruce și s-a ridicat crucea, deci efectiv a fost o răstignire. Vă imaginați că au fost microfoane de fond, au fost difuzoarele montate pe trunchiurile copacilor, parcul este enorm, au fost mii de oameni și acele lovituri, crâncile le mai aud și acum, se auzeau pe difuzoare și oamenii erau terifiați, erau îngroziți de acele lovituri când se efectua crucificarea. Și strigătele de durere a celui care era răstignit, bineînțeles că el juca doar o piesă ca să arate oamenilor, să arate publicului cum se efectua o răstignire în perioada respectivă. Nu a fost nici nimic cu religia, noi am vrut să demonstrăm cum se pedepseau cei care se revoltau împotriva Imperiului. Și am reușit să reconstituim. De dimineață s-au săpat gropile, s-au lucrat la cruce. De fapt, răstignirea au apărut înainte de Hristos. Uh-huh. Când romanii au început cu răstignirea. Nu a apărut exact atunci. A fost înainte. Da. Cum vă antrenați pentru a pune la cale o asemenea capodoperă, aș numi eu sincer? Și antrenamentele sunt destul de grele. Noi ne întâlnim în timpul liber și în funcție de ce festival, de ce implică acel festival, noi ne pregătim atât din punct de vedere tehnic, cât și a armamentului, a logisticii, a transportului, a scenariului, a oamenilor care participă. Efectiv, pe toate planurile noi trebuie să fim pregătiți, inclusiv pe partea de publicitate, de reclamă a acelui festival. Antrenamentele propriu-zise, dacă vă referiți la acest aspect, în funcție de evenimentul la care participăm. De exemplu, dacă este pe perioada târzie, ne antrenăm pentru perioada târzie, că la romanii târzii sunt altcumva manevrele de luptă decât la... Da, manevrele militare sunt diferite în funcție de epocă. Pe antic mai diferit, armamentul. Pe romani târzii la fel, primul război și la fel, medieval altfel. Da. Deci toate antrenamentele
Noi ne antrenăm înainte de festivaluri, adică știm cam ce urmează, știm ce facem și atunci ne antrenăm în funcție de ce urmează. Că dacă avem pe primul război mondial, nu ne antrenăm cu săbile. Da. E clar. Batem pas de defilare la primul război mondial, executăm manevre de luptă. E mai greu la pe antic, la daci și la roman. Și la daci este greu și la roman este greu, se exersează manevrele. Și la roman toate comenzile sunt în limba latină. Da. Da, efectiv toate comenzile absolut sunt toate în limba comenzile latină. Cei noi care vin trebuie să învețe, prind destul de repede. Inclusiv cântecele. Care cântecele când mărșăluim, cântecele, tot la latină. Ritualurile care le avem, strigătele de luptă, încurajările, mulțumirile duse zeităților. Deci până la urmă voi reconstituiți evenimentele până la cel mai mic detaliu. Noi, noi ne pregătim pentru a reconstitui evenimentele până la cel mai mic detaliu, plănuim până la cel mai mic detaliu, să nu scape absolut nimic. Nu lăsăm nimic ca la voia întâmplării. Asta înseamnă de fapt o reconstituire 1 la 1 a unui eveniment istoric. Încercăm cât mai de adevăr, mă, există și scăpări. Că, na. Exact, și cum ați întrebat că ce mai implică aceste pregătiri, noi nu ne pregătim doar pentru partea de lupte de reconstituire a bătăliei, ne mai implică și partea cealaltă de reconstituire a epocii respective prin ateliere. A meșteșugurilor, cum a amintit colegul Gerula, de meșteșuguri, ateliere pentru exemplu, copii interactive. Cămașa asta de zale, eu am făcut-o. Chiar așa, bine că ai adus vorba despre echipament. Cum faceți rost de el? Sau voi îl confecționați? O parte, în general, îl confecționăm noi, dar, de exemplu, segmentatele astea care sunt toată armata trebuie să aibă la fel, atunci astea le cumpărăm. Le cumpărăm pentru că sunt greu de făcut două la fel. Necesită foarte dacă mult le faci timp manual. Și e foarte greu de făcut. În fond, ale mele toate sunt făcute manual. Pentru că dacii nu erau doi la fel. Fiecare dac era altfel. Aveau doar în diferite triburi, aveau scuturile sau săbile cu aceeași încovoiere. Dar, în general, la o luptă între daci și romani, daci erau complet diferiți unul față de altul. Se mai întâmpla când să fie doi la fel, dar în general nu. Legionarii romani legionarii sunt standardizați. O armată, o armată plătită. La fel. Dacii nu erau o armată plătită. Dacii erau de la câmp, de la plug, lăsat tot să-și apere glia. Să-și apere casa, familia. Avea și Decebal și Burebista, au avut armată plătită, bine echipată, bine ăsta, dar pentru scurt timp. Pentru că Burebista n-a trăit foarte mult, Decebal la fel. Da. Lucius, observ că te cam foiești în armură. Spune-ne un pic despre ce ai pe tine. Hai, să mă ridic, să mă vedeți mai bine. Ce? Dacă mai mult posibil. În primul și primul rând am galea. Galea este una dintre cele mai importante piese, este un coif, este cu o brăzare, are atașată, datorită războaielor daco-romane, are atașată, i s-a atașat o piesă de metal care protejează spatele, da, din cauza loviturilor de falx, adică acestei teribile arme care a fost spaima. Deci acela este un, arată și la cameră. Deci este falsul dacilor. Arată ciudat în mâna unui roman. Arată foarte ciudat în mâna unui roman, exact. Și apăra partea din spate a capului și a gâtului. Galea este foarte bună, este rezistentă, are o brăzare. Cel mai important este că în timpul luptei pot să aud și să văd. Bine, fără să mă strânjenească absolut nimic. În continuare am segmentata lorica, care este armura de baza legionarului roman. Da. Este o armură foarte mobilă, ajustabilă pe corp. Articulată. Cât cântărește? Între 10 și 11 kg. Este bun, este rezistentă la lovituri,
Stabilizează, e mobilă și foarte bine protejează corpul. Mai am, bineînțeles că tunica este nelipsită la fiecare legionar, culoarea nu contează așa mult. În general, tunica reprezenta legiunea și, în general, legiunile erau diferite culori, erau cam diferite și atunci cam toți aveau la fel. Și mai se atașau și alte subunități și mai veneau și alți legionari cu alte tunici. În continuare mai am cingulum, se numește cingulum, ea este foarte ornamentată, ce vedeți, ornamentele reprezintă victoriile, mai erau motive religioase, legionarii romani fiind foarte credincioși și superstițioși, și la aceste chestii care se aud la cingulum dau un efect psihologic puternic când se mărșălește în formație mare. Se aude ca și un zurgălit de clopoței. Gladiusul este arma de bază a legionarului roman. Este o armă de o armă corp la corp, o armă de apropiere. Se folosea cel mai mult pentru înjunghiere. Mai puțin pentru tăiere, mai mult pentru înjunghiere. Știam că dimensiunea gladiusului diferă în funcție de statură. Gladiusul acesta este o dimensiune. În funcție de statură și în funcție de... Asta este arma de bază a legionarului roman. Cu asta s-a câștigat multe bătălii. În picioare am celebrele calige romane, niște sandale foarte comode și ajustabile pe picior. Țintele care sunt pe partea, pe talpa sandalei, caligei. Țintele erau foarte, foarte importante, deoarece întâlneau foarte multe terenuri mlăștinoase, pe ploaie, se alunecau și, cel mai important, la lupta corp la corp, se eliminau tot felul de fluide, sânge, fecale, intestine, la o bătălie era ceva crunt și nimeni nu dorea să alunece în acel moment pe câmpul de bătălie. Acele ținte erau obligatorii la sfârșit de bătălie, fiecare legionar avea obligația să-și controleze încălțările și să-și înlocuiască acele ținte care le pierdea eventual în luptă sau le deteriora. Deci semăna un fel cu crampoanele. Un fel cu crampoane, da, numai că erau mai micuțe și erau mai multe. Cam în mare, cam acesta este echipamentul. Legionarul roman mai avea un pilum. Pilum reprezintă o lance. Da. Da. Era unifolosibilă, adică dacă se arunca, se distrugea vârful și nu se mai putea rearunca înapoi. Odată intrat în adversar sau în scuturi, nu se mai putea scoate, deoarece se îndoia vârful și era foarte, foarte eficient. Vă dați seama, la fiecare soldat, fiecare legionar roman avea câte două sau chiar trei pilumuri. Și rândurile de legionari care stau pe câmpul de luptă și aruncau toți deodată la unison și din spate se arunca al doilea val de pilumuri, făcea dezastru în rândul atacatorilor, la cei aflați în ofensivă. Și penetrau scuturile, iar un soldat, un oștean barbar, dac, un dușman care venea cu scutul la luptă și era penetrat scutul respectiv de 2-3 pilumuri, trebuia să renunțe la scutul respectiv, că nu mai putea să mai atacă nimic. Și asta era și ideea, trebuia să determinăm să renunțe la scut. Odată renunțat la scut, era foarte vulnerabil. Soldații romani luptau în formație, ascultau de ofițeri, de centurioni, trebuia să fie să știe să se coordoneze, să asculte toate comenzile militare, disciplina de fier trebuie să fie, e exact toată ziua asta făceau, erau luptători profesioniști, se antrenau aproape 8 ore pe zi, stăteau în tabere militare, așa cum mai reconstituim și noi, avem tabere militare romane și încercăm să ne apropiem cât de cât de cei reali, toate că nu reușim,
ne punem tot timpul întrebări cum am reușit ei și nu putem noi. Noi stând câteva zile doar în tabelele militare și respectivii din trecut stăteau cu anii, unile. Am încercat să chiar să consumăm acele alimente care le consumau legionarii romani și am reușit de câteva ori să mergem o zi, două cu acel meniu. Ce ați avut în meniu? Am avut și carne, am avut linte, am avut foarte multe. Linte, mazăre, fasole. La linte puțin e mai diversă povestea, deoarece lintele se serveau la legionarii romani, aveau un obicei la evenimentele funebre, se servea linte. Și când a fost vestită bătălie de la Carhe, unde Crassus le-a dat cina legionarilor romani înainte de bătălie linte, toți legionarii fiind superstițioși, au căzut moral, au fost cu moral la pământ, adică ne dă generalul linte și adică ne cântă prohodul cum ar veni. Și da, erau da. Foarte superstițioși, fiind mâncare funerară, dat la evenimente funerare, atunci au fost foarte, foarte dezamăgiți și cu moralul scăzut. Bineînțeles că au pierdut bătălia, nu neapărat din cauza că sunt moral, bătălia a fost pierdută. Da, și aia, și din cauza aia. Da. Legat de echipament, cam asta este modul de luptă. Este mai complex, puțin sunt formațiuni, legionarii romani luptă în formații, în diferite formații, atât ofensive cât și defensive. Mai utilizează și arme de asalt, arme de asediu, arcuri și arcurile le utilizează. Acum se demonstrează o formațiune de atac singur fiind. Mai aveam încă un coleg și reușeam să mai demonstrăm cum e o țestoasă, un testudo. Și în doi am reușit să facem țestoasa, eu mergând în față cu scutul și colegul cu scutul deasupra. Mai râdeau oamenii, mai făceau legume pe seama noastră. Dar este foarte frumos și extraordinar, parcă este o călătorie în timp pentru noi, ceea ce facem. Și o facem mai mult decât, a devenit mai mult decât pasiune. Noi practic când îmbrăcăm armurile și astea, ne transportăm în vremea respectivă, în timpul respectiv și gândim și ne folosim de toate lucrurile exact ce erau pe vremea aceea. Mâncăm cu linguri de lemn, mâncăm în oale de lut, în blide de lut, blide se spune, folosim căni de lut, deci încercăm cât mai autentic. Practic, dacă vezi un festival de reconstituire istorică, te trimite în timp. Deci tu îți dai seama la un moment dat, mă, eu sunt plus aici. Eu sunt altfel îmbrăcat decât ei, gândesc altfel, gândesc și atunci încerci să devii unul de-a nostru. Ce să vă spun, armura mea este, nu toată lumea, să nu credeți că toți dacii aveau cămăși de zale, nu. O cămașă de zale se făcea foarte greu, de la extragerea minereului, până la trasul sârmei în filieră, după aia la efectiv și costa cam, știu eu, 20-30 de cai. Aia ce era foarte scump, o cămașă de zale. Sica, care o au toți dacii, deci inclusiv ăla de la plugă, pentru că avea cu ce să secere grâul, pentru că armele dacilor provin din unelte agricole, bineînțeles, modificate și aduse la stadiu de armă, mult mai eficient decât uneltele agricole. Am pelerina care dă un grad de noblețe, falera care este copie după o faleră descoperită la Surcea. Deci, printre puținele falere dacice
descoperite la, în morminte. Și e un fel de insignă? Da, este un fel de decorație. Decorația. Cam cum ar avea generalii de acum, decorațiile. Astea o primeai, bineînțeles că ele poate să fie de aur, de argint sau de bronz. Acum, în funcție de titlul de noblețe, de pământurile și banii care avea respectivul Tarabostes. În rest, e destul de simplu, opincile care sunt, nu sunt cele care le știm noi, ale ascuțite, sunt rotunde. Da. Ițarii, cămeșele, cam ăsta. Și în general, de Tarabostesi și nobili în general, aveau pileusul. Deci este o căciulă care îi arăta gradul de noblețe. Adică el îi face parte dintr-o altă. Existau Tarabostesi care erau șefi de trib, erau pileații și Cap lăbații. Deci care nu aveau nimic. Deci erau doar cu... Nu, erau părul... mari preoți. Și preoții? Bine, preoții se împărțeau în două. Deci erau capnobataii și erau chistaii. Capnobataii erau ăia care înființau orașele. Deci erau trimiși de către Tarabostes, găsește-mi un loc de oraș. Și el mergea un an de zile. Un an de zile cerceta ca să prinde toate anotimpurile. Uh-huh. Și atunci venea după un an de zile și zicea Tarabostesului, acolo, acolo, vântul bate de acolo, ai apă acolo, poate să te atace de acolo. Deci știau în așa fel încât era idealul pentru o davă, o cetate. Da. Și oamenii de rând erau comati. Da, oamenii de rând erau comati și chistaii erau preoți care erau luptători. Deci aveau sabia la brâu și cuțitul la brâu. Ei luptau exact cum erau în al doilea război sau în primul război mondial, preoții de unitate. Deci ei mergeau împreună cu luptătorii, ritualurile de început, le dădea apă vie să bea înainte de bătălii. Apă vie? Da. Adică era o apă de izvor, nu se știe cum, exact cum e acum apa sfințită. Nu se știe dacă băgau busuioc în ea sau nu. Era apa vie. E posibil să fie, știu eu, de la un izvor anume. O arătat recent la televizor, chiar la un post important de televiziune despre acea apă vie. Este, de fapt, un izvor cu apă minerală, cu un foarte, foarte deosebit de bună, din toate punctele de vedere. De exemplu, aici în Banat avem izvorul care trece printr-un filon de aur. Dacă știți, nu? N-a știut. De la Mocra? Nu, de la Mocra. Mai jos în Banat. Acum e preluat de cineva. Da, preluat. Există, de exemplu, care trec peste minereuri. Deci izvorul trece peste minereu de argint. Luând ion de argint, deja are altă însemnătate față de... Bine, atunci nu-i sigur că dacii chiar știau. Dobândește anumite caracteristici apa respectivă și consumată, ajută foarte mult la sănătate și la energie. Ce tradiții existau în perioada aia, nu știu, religioase sau... Noi am reconstituit săptămâna trecută, da, o nuntă dacică, unde preotul spune niște foarte... Adică face un ritual. Face un ritual pe care 100% nu știm dacă a fost așa sau nu. Dar studiind înainte de creștinism, chiar și după creștinism, și acum încă mai există obiceiul de a fura mireasa. Da. Asta nu e la creștini. La creștini nu apare așa ceva. Noi am reconstituit nunta în care mireasa e furată de romani. Bineînțeles, cu ajutorul unui trădător, că nu puteau intra chiar așa.
cu ajutorul unui trădător, au furat mireasa și bineînțeles că ne-am dus și ne-am bătut cu ei ca să nu dea înapoi. Deci se poate simboliza începutul unei revolte. Sunt multe asemenea chestiuni care s-au întâmplat în realitate, în istorie. Mergând mai departe, în perioada medievală, avem la prima noce, care este, a fost utilizată în secolul 13 și în Scoția, și atunci a început revolta, când seniorul avea drepturi sexuale asupra supușilor, asupra supuselor, și chiar la nunți, când se la căsătorii, el avea drept prima prioritar la mireasă. Prima noce, de fapt, era noaptea nunții făcută cu seniorul, nu făcută cu mirele. Cu seniorul, exact. Și atunci a dat seama că nu se suporta la infinit aceste chestiuni și se izbuneau revolte puternice. Am avut și în mormântare, în ghilimele, a fost o incinerare, de fapt. Colegul meu și prietenul meu au participat direct la... Ce s-a întâmplat acolo? A fost o bătălie în care un tarabost, adică au atacat cetatea Castrul Roman noaptea și în învălmășală un tarabost este omorât. Adică eu eram respectiv. Și am făcut un rug de lemne, o chestie inedită, pentru că dacă ați văzut prin filme, de obicei se pune lemnele în formă pătrată, se pune cadavrul deasupra. Da. Noi am încercat să facem altfel, adică l-am făcut tip piramidă și am lăsat un loc gol la mijloc ca într-un cuptor. Să băgăm ăla acolo, pentru că mie așa mi s-a părut mai normal să cuprindă trupul din toate părțile, focul. Și după ce am făcut reconstituirea asta, bineînțeles că nu am băgat omul înăuntru, am băgat o marionetă, da. Am primit un telefon de la un istoric din British Museum din Londra, care ne-a întrebat de unde am știut să facem, văzuse pozele și filmarea, de unde am știut să facem formă de cuptor. Pentru că ei au descoperit în zona lor o stelă funerară exact așa, cu un gen cuptor. Și zice, nu am dat-o încă publicității, de unde am știut? Și am zis, n-am știut, am simțit-o. Am crezut că așa e normal. Zice, da, așa făceau. Deci, anticii, acum nu știu dacă în toate zonele, dar cel puțin la noi așa era. Se făcea un tip, pentru că e foarte greu să faci o piramidă din lemne și să pui cadavrul deasupra. N-ai cum, e foarte greu. Și atunci cel mai simplu e să-l introduci și închizi cu lemne și atunci se arde. Acest lucru s-a mai reconstituit și în acest an la Iași, când am avut festival de reconstituire la Iași, exact același lucru s-a reconstituit și la sfârșit, când a fost focul mare, Dacia a făcut o horă deosebit de frumoasă și pentru de impresionant a fost. Râdeau la moarte și plângeau la botez. Publicul la era naștere. În delir, mânca și la bătălie când au văzut cum fac horă și nu au avut un ritm alert horă. Era ceva extraordinar să văzut că e ceva ritualic și erau, zâmbeau pentru că ei se bucurau atunci când, mai ales un războinic este primit la zei, era o onoare pentru ei și o bucurie. Pentru că în religia dacilor viața este o povară, este o pedeapsă, doar la masa zeilor este o binecuvântare în religia dacilor. Da. Am mai făcut o reconstituire de în mormântare, da. Mult mai târziu. Deci, adică deja a apărut creștinismul și bine, nu l-am mormântat pe om, bineînțeles, dar am făcut un ritual de înmormântare, o nuntă romană. Și chiar o recunoaștere a fiilor a unui centurion care venise din campania de luptă
și și-o găsit acasă nevasta cu 3 copii. Și bineînțeles că i-a recunoscut pe toți, chiar dacă nu erau toți ai lui. Da, asta e fiind un moment destul de haios. Da, la începutul emisiunii ați amintit de un moment haios care ne-a rămas întipărit în minte. O să vă povestesc unul care m-a impresionat foarte mult. Chiar anul trecut la Brăila, da, a fost o reconstituire de bătălie tot pe antic, daci și romani, și legionarii romani nu s-au comportat cum trebuie cu vitejie în luptă și atunci s-a aplicat drept pedeapsă decimarea, adică tot al 10-lea trebuia să fie executat. Ei bine, cum a tot al 10-lea, noi n-am fost așa un număr mare încât să se respecte și câțiva de la noi au fost uciși de către camarazii. Uciși cu ghilimelele de rigoare. Exact, da. Am fost puși în genunchi și executați cu gladiusul. Mai departe, ce s-a întâmplat? Dacii au fost în extaz, erau foarte fericiți văzând necazul nostru. Au bătut cu armele în scuturi și au strigat victoria, au strigat o fel de sloganuri, erau fericiți. Și asta până la un moment dat. Ei au crezut că nu mai avem niciun fel de rezervă, suntem la pământ, am fost înfrânți, într-adevăr am mai rămas doar câțiva în viață. Și la un moment dat se aude strigăte și aplauze și deodată apare un centurion cu o armată nouă de legionari romani. Acei da. Legionari romani au fost recrutați cam în 30 de minute, 40 de minute din rândul publicului și au fost copii. Și au fost copii, aveau niște scutulețe roșii, niște săbioare de lemn și aveau în cap niște coifuri de carton și erau deosebit de drăguți. Vă dați seama că în 40 de minute centurionul respectiv a trebuit să recruteze 10 copii, a trebuit să-i învețe să stea în linie, să le zică să stea în linie și când să atace și să nu le fie frică de barbari, de daci, pentru că ei sunt luptători impunători cu armele, dacă dau un scut îi sperie. Și efectiv a făcut militarie cu ei. Și cum s-au descurcat, micuții? Au intrat în luptă, s-au pus în linie, au primit comenzi militare serioase. Au fost chiar... Ei au ocupat locurile, au fost îndârjiți, n-au dat semne de panică, inclusiv când au bătut dacii în scuturi să intimideze, nu au dat semne de panică și când s-a dat comanda de atac, au înaintat în formație și au atacat dacii. Bineînțeles că dacii au murit toți. Bineînțeles că dacii au murit toți, copiii erau în extaz, erau fericiți, fericirea aia lor se vedea pe față, părinții, publicul, erau deosebit de... Erau foarte plăcut impresionați de această scenă și copiii sunt convins că au rămas cu o amintire deosebită și abia așteaptă tot timpul să mai repete acel episod. Chiar așa, că mi-ați ridicat mingea la fileu, ca să spunem. Credeți că istoria învățată în școli se face bine? Sau... Da, se face bine, dar este foarte puțin timpul alocat pentru istorie. Este foarte mic, este foarte sumar. Puțin. Se sar etape. Se prezintă sumar. Se înțelege acum că sunt fiind materii multe, nu prea se mai istoria nu mai a devenit o materie de bază. Dar pe de cealaltă parte, manualele lasă de dorit. Au apărut manuale alternative. Copiii învață doar nici măcar strict necesar câteva informații despre o anumită perioadă și se trece la altă lecție. Păcat că profesorii, învățătorii de exemplu nici măcar bătălia lui Dromihete nu se mai știe din perioada antică, se știe foarte puțin și nu se mai învață despre Măriuca. Măriuca, poate ați auzit, care a fost în primul război mondial, a murit, deci a fost împușcat observatorul care stătea într-un nuc. Da. Deci, Măriuca, care era în curtea bunicilor ei, era nucul respectiv, un nuc foarte mare. Și telegrafistul de jos nu mai putea să transmită, pentru că nu putea să și urce, să și vadă, să coboare, să transmită mai departe. Și atunci Măriuca a zis, lasă că urc eu.
Măriuca fiind un... Măriuca fiind copilul din curtea respectivă a bunicului. O fetiță din Moldova. Și s-a urcat sus și datorită ei românii au reușit să respingă atacul german. Pentru că le-a dat informații exacte și băiatul de jos, telegrafistul, transmitea la unitate exact. Acolo, 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 acolo. Bineînțeles că Măriuca are un final tragic, deci moare împușcată de un lunetist, dar există mormântul ei lângă Mărășești. Mi se pare că e în Osoară. Mi se pare că e chiar în Mărășești, chiar în mausoleul de la Mărășești, dar nu se mai învață despre ea. Nu se mai învață. Din păcate, istoria a predat la școli, ca să nu fiu critic, dar a devenit mai mult date, se numerotează anumite date, se enumeră evenimentele, dar se pierde chintesența, adică povestea. În acea dată și în acel eveniment, ce s-a întâmplat? Doar se spune anul, evenimentul, se spune anul, bătălia și bătălia, două, trei cuvinte și se trece în altă parte. Nu se mai pune accent pe povestea respectivă, pe detalii, pe oamenii care au trăit acele evenimente. Au fost oameni ca și noi, au avut și ei, au iubit, au fost terorizați, au plâns, au rămas în istorie cu anumite lucruri. Voi ați avut ocazia să mergeți prin școală? Da, noi am avut ocazia, am fost la invitații. Am fost și la școală, la lecție deschisă. La lecție deschisă, la Ghiba Birta am fost. Am fost și la Regina Maria, în Nicălaca. Am fost și la Vinga. La Cicir, la Vinga. Deci am fost la câteva școli, care ne-au chemat, bineînțeles. Ce nu mai apare în școli? Profesorii de istorie sunt foarte buni, sunt bine pregătiți, mă rog, nu contest asta, dar n-au timp, să spună. Au o programa trebuie să o treacă rapid. Programa. Am întâlnit profesori de istorie care chiar erau necăjiți, supărați, nu mai știau cum să facă, să le explice la copii, pentru copiii nu își pierd răbdarea și mulți ziceau că nu prea interesează istoria, că nu le place. Dar de ce nu vă place? Păi ce să ne placă că nu mă scriem date? Profesorul respectiv ar vrea să le spună, sunt bine pregătiți, vrea să le spună mai multe, dar nu are timp, trebuie să parcurgă toată programa și trebuie să se încadreze în orele respective. Ei înțeleg foarte bine că ar dori să facă altcumva orele, să le țină, să explice mai mult la copii ce s-au întâmplat, dar din păcate nu au posibilitatea. De aceea noi, la solicitarea anumitor școli, ne-am mai dus și am mai făcut lecție deschisă, am ținut lecție de istorie pe perioada daco-romană. Copiii au fost încântați când am intrat în clasă îmbrăcat în dac și roman. Nu am fost chiar noi doi, am fost tot așa îmbrăcat în dac și în roman. Au fost încântați, au fost. Ne-am arătat armamentul, le-am arătat armura, echipamentul de daci, am avut și niște lănci mai mari acolo, un arc am avut. Și după ce am prezentat și la dumneavoastră, am ținut efectiv lecția Războaiele daco-romane. Care sunt izvoarele voastre pentru toată documentarea asta despre daci și despre români? Izvoarele sunt mai complexe. Noi avem ajutoare destul de puternice, avem arheologi, istorici. Avem în asociație arheologi. Avem istorici, colaborăm cu Muzeul Ferdinand din Constanța, cu muzeul nostru, la Complexul Muzeal. Avem izvoare scrise, avem literatură care... complexă despre războaiele daco-romane, despre daci. Despre daci este o literatură destul de... Scrieri academice? Da, sunt și scrieri academice, bineînțeles. Chiar religia getodacilor, am avut-o eu ca și, am dat-o ca și licență. Izvoarele, într-adevăr, nu sunt despre daci, nu sunt multe, chiar sunt, sunt puține. Sunt restrânse, sunt puține. S-au pierdut multe. De exemplu, Titus Livius a scris foarte mult despre daci, din păcate, foarte puțin a rămas. Vreau să spun o chestie haioasă. Deci eram pe
în primul război mondial la defilarea de la 1 decembrie de la Alba Iulia. Și aveam o prietenă, o colegă care o întruchipa pe Ecaterina Teodoroiu. Da. Și am intrat într-o alimentară să ne luăm un suc și erau niște copii acolo și uite după aia, știi? Și am întrebat, voi știți cine e asta? Nu știm, că e Ecaterina Teodoroiu. A, aia de pe bagnota de 20 de lei. Deci ei așa țineau minte. Da, până și ochelarii îi avea, cum am zis, și... Avea ochelarii rotunzi, exact ca și Ecaterina. Exact ca și în realitate. Până și ochelarii erau reconstituiți până la ultimul detaliu. Tot. Și zâmbetul și absolut tot. Era mai firav, așa, exact. Copia fidelă. Deci, până la urmă, iată, prin intermediul asociației dumneavoastră avem posibilitatea să cunoaștem așa cum trebuie o eră istorică pe care altfel... O cunoașteți la modul real, altcumva o cunoașteți. Nu pot să zic că așa cum trebuie. Și în școli, că probabil ți-ați rămas cu impresia ce vorbeam despre modul de predare, profesorii sunt pregătiți... Dar programa este foarte, foarte încărcată și manualele sunt mult mai concentrate și restrânse. Și istoria noastră a românilor e foarte vastă. E foarte vastă și... Nu încercăm să facem altcumva, să prezentăm la modul practic mai mult, ca și călătorie în timp, să vadă oamenii exact ceea ce facem, nu doar bătălii, avem... atelierele, cu tabere, cu absolut tot cum se trăia în vremurile respective. Oricine dorește este binevenit să vină alături de noi, cei pasionați de istorie. Nu îi costă absolut nimic, este doar o pasiune și mai mă repet, sunt bineveniți. Că în timp cei pasionați își fac echipamentele proprii. Cum le-am eu, cum le-au și alții. Trebuie să aibă neapărat cunoștințe vaste? Nu, le poate învăța la noi. Nu avem nicio interdicție, oricine poate să vină, nu avem interdicție religie sau politică. Le învață în timp, dacă e pasionat, sigur le învață. Dacă vine numai pentru chef și pentru festival, se prinde oricum ceva de el. Da. Bineînțeles că se prinde. Am avut cazuri când au venit la două festivale, le-a plăcut foarte mult și ulterior, din cauza serviciului, n-am mai putut să vină, au renunțat, dar au fost foarte încântați. Le-a plăcut foarte, foarte, foarte mult, le-a plăcut. Și s-ar putea să mai revină totuși dacă să găsească timp. Timpul este un dușman ideal nostru, pentru că noi, vă dați seama, și la festivale trebuie să plecăm. Avem festivale unde sunt distanțele sunt foarte, foarte lungi de parcurs. Brăila, fiind în vestul țării, nu avem toată țara. Da, și avem să Brăila, stai ore întregi pe drum. Au fost cazuri când în fiecare weekend am avut doar Constanța. 4 festivale la rând doar la Constanța, urma Brăila. Bine, deci, în Dobrogea, de fapt, am avut la Adam Clisi, la... Deci Arad, sunt multe festivale de genul prin țară. Sunt foarte multe, da, sunt foarte multe. În Arad nu. În Arad am participat la Noaptea Muzeelor. Nu, deci prietenul meu, Pavel Milovan, el ne-a deschis portița de festivale, de a intra în Arad. În 2019 am făcut prima dată festivalul Estul întâlnește Vestul, adică el l-a făcut și ne-a invitat și pe noi. Da, la prima ediție. Da, la prima ediție. Și de atunci, bun, a venit pandemia, că era, îl făceam, acum eram la a patra ediție, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Și acum am devenit împreună, am organizat împreună, am fost coorganizator. Și ne-am implicat mai mult acum și vrem să-l ducem mai departe. Da, e foarte bine pentru noi să ne cunoaștem propriile tradiții și propria istorie. Da. Și în context cu samurai din Japonia, pentru că multă lume zice, da, ce-au ajuns în Japonia și-au civilizat pe aia. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Care e faza cu comentariul ăsta legat de samurai? La ce te referi mai exact?
Sunt oameni care zic că dacii au săpat tunele până în Egipt, până în China, până în... Deci sunt niște conspirații. Da, sunt conspirații care duc până la extrem. Care nu sunt, nu deja sunt reale, nu sunt adevărate. Plictisiți. Dar... Și atunci lumea ne confundă, pe noi cu ei. Ne mai întreabă. Unde a ajuns săpătura în tunel? Și mai ironizează. Bineînțeles că nu dăm gir acestor provocări ieftine și ne vedem de treburile noastre. La primul festival Est întâlnește Vestul, am întâlnit o persoană care m-a întrebat dacă știu cum a ajuns Decebal la Adam Clisi. Și am zis, probabil că l-are. Zice, nu, prin tunel. Și am zis, am înțeles, de la Sarmizegetuza până, să zicem, la Craiova alunecă, nu? Pe o sanie, pe ceva, dar de la Craiova încolo e câmpie, n-are cum. Și mi-a explicat om că aveau niște burdufe care trăgeau, la Adam Clesi trăgea aerul și de la Sarmizegetuza împingea aerul. Ok, bun, am înțeles. Ar fi chestia de vid și de împins. Bun, dar dacii ăia ce respirau dacă chiar îi trăgea? Exact, deci cumva există e curentul ăsta care e exagerat de conspirații care spun că dacii au fost cei mai puternici. E foarte interesant, deci toți ăștia, mă rog, nu știu cum să le zic, dacopați, spun că au făcut dacii tunele în toată Dacia, au făcut tunele în China, au făcut, dar în Senatul Roman, care erau dușmanii lor, de ce n-au făcut? Să meargă un tunel până la Roma, să iasă direct în Senat și să-i omoare pe toți. Da, acum nu cred că ar trebui să dăm atenție acestor idei. Ce mi-a plăcut foarte mult la voi e că cumva aduceți istoria mai aproape de oameni și devine tangibil și prin intermediul săbilor ăstora, de exemplu. Publicul poate să vadă exact cum era atunci și prin intermediul costumelor. Și asta mi se pare mie cel mai interesant și cred că e foarte interesant de văzut și de publicul larg, la festivale de profil și la astfel de evenimente și chiar zic eu că ar trebui răspândită și prin școli, fiindcă cei mici cu siguranță ar fi atrași de să învețe istorie într-un asemenea fel, nu doar predată la catedră, pe repede înainte și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult că ați fost de acord să veniți aici la noi în studio, chiar și cu echipamentul ăsta greu după dumneavoastră. Mulțumim și noi că ne-ați invitat. Primit și ne-ați invitat. Și vă mulțumim tare mult pentru frântura asta de istorie pe care o aduceți cunoscută publicului prin ceea ce faceți. Cu mare plăcere. Mulțumim și noi. Cu drag.